Casa de Ajutor Reciprocat Pensionarul Armonia Ălen de Munte face parte din Federația Națională Omenia. Alături de noi în acest video-interviu este domnul președinte Săvulescu Constantin, care ne va prezenta în minutele care urmează detalii din activitatea CARP-ului pe care îl conduce. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua, domnule președinte, și mă bucur că ne mai auzim după o perioadă atât de lungă în care ne-am aflat în izolarea aceasta. Ne aflăm în prag de aniversare a 65 de ani de la înființarea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Armonia Vălenii de Munte. La 25 iunie 1956, un grup de 51 pensionari au pus bazele acestei asociații care, pentru început, au aprobat un statut provizoriu și și-au ales organele de conducere și control. Privind retrospectiva anului 2020, văzută în perspectiva evoluției activității economico-financiare a Asociației CARP Armonia, relatez. Nu încap îndoială că anul 2020 a fost un an nefast pentru întreg mapamondul, afectând deopotrivă pe lângă celelalte categorii de oameni și pe oamenii vârstnici. Anul 2020 a fost pentru noi un an dificil, cu implicații majore în viața și activitatea generației de vârstă a treia. A fost anul în care majoritatea carpurilor afiliate la Federația Națională Omenia nu au avut continuitate. Printre asociațiile care și-au întrerupt temporar activitatea, s-a situat și CARP Armonia, care în perioada 15 martie 2020, 4 mai 2020, activitatea acesteia a fost paralizată. Casa și sucursalele fiind efectiv închise. Respectând politica economică de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, noi am avut și avem în vedere dezvoltarea structurală și întărirea organizatorică, respectiv creșterea numerică și calitativă a membrilor asociației. Dacă la 1 ianuarie 2020 ne înregistram cu 35.076 membri asociați, comparativ cu 31 decembrie 2020, am înregistrat o ușoară creștere de numai 121 membri, care de regulă noi creșteam cam cu 1000 de membri anual. Acum am crescut doar cu 121 membri și apreciez că la această creștere de efectiv, o influență negativă s-a datorat numărului mare de decese, care a ajuns la 1268 membri pensionari și 20 de membri asimilați în anul 2020. De asemenea, cât și de numărul celor excluși pentru diferite motive statutare, care în anul 2020 s-a situat la 87, la care îi adăugăm și pe cei 554 membri retrași din diferite motive personale. La toate acestea mai adăugăm exigența manifestată în a primi noi membri din rândul salariaților, cât și interdicția acestei categorii de a mai fi primiți la sucursalele care s-au apropiat sau au depășit 30% din efectiv. La finele anului 2020, noi înregistram 35.197 membri, din care 9.462 membri asimilați. Despre situația împrumuturilor acordate membrilor în anul 2020 și în acest an 2021, noi putem să spunem că în anul 2020 am acordat 10.232 împrumuturi, valoarea acestora situându-se la 64.331.400 de lei.
Din analiza modului în care a evoluat fondul social, respectiv cotizația membrilor, în anul 2020, comparativ cu anul 2019, fondul a crescut cu 12%, respectiv de la 100 de milioane 769.086 lei la 112.860.484 lei, în condițiile în care tot mai mulți membri au avut și au posibilitatea de a-și reduce pentru nevoi personale cotizația acumulată de-a lungul anilor până la 500 de lei. Cu toate greutățile întâmpinate datorită pandemiei, când membrii noștri au avut și încă mai au rezerve în a ni se adresa, noi ne aflăm pe un trend ascendent și că grija față de fondurile membrilor noștri reprezintă o datorie de onoare pentru organele alese și salariații asociației noastre. După cum bine se știe, noi aplicăm membrilor noștri dobânzi modice comparativ cu alte asociații de același profil. Pensionarii cu pensii până la 850 de lei primesc o dată pe an un împrumut cu 0% dobândă. Membrii care fac împrumut în limita fondului social achită o dobândă de doar 3,25% pe an. Iar ultima categorie, adică cei ce fac împrumutul peste fondul social acumulat, achită o dobândă de 6,5% anual. În toate situațiile, atât rata lunară a împrumuturilor, cât și dobânda este fixă. Despre activitatea socială n-aș avea prea multe de spus. Vă rețin atenția cu activitatea desfășurată de cabinetul medical propriu, aflat în coordonarea neobositului medic dr. Popescu Adrian, care împreună cu asistenta noastră, diaconul Elena, au dat și dau dovadă de un alt profesionalism în exercitarea meseriei. Comparativ cu anul 2019, în anul 2020, am înregistrat o scădere a numărului pacienților care s-au prezentat la cabinet urmare pandemiei și a faptului că aproape două luni acest cabinet a fost închis. Au fost efectuate 675 ecografii, 210 EKG-uri, 317 analize de trigliceride, 365 analize de colesterol, 417 analize de glicemie, 208 analize, măsurare presiune, indice gleznă, braț, precum și consultații, audiograme, consultații oftalmologice, injecții și alte servicii, toate gratuit. Pe lângă cele mai sus prezentate, vreau să adaug câteva lucruri și despre ajutoarele rambursabile pe categorii și valoarea acestora în anul 2020. Ca ajutoare nerambursabile pe categorii și valoare în anul 2020, am acordat membrilor noștri 3.197 ajutoare și cu cele 1.268 ajutoare de deces, 4.465 membri au beneficiat de ajutoare, a căror valoare s-a situat la 1.690.450 de lei. La toate aceste ajutoare mai adăugăm și ajutorul de fidelitate anual, de care au beneficiat membrii cu vechime de peste 40 de ani în asociație, valoarea ajutorului respectiv fiind de 29.900 de lei pentru cei 299 de membri cu această vechime de peste 40 de ani în asociație. Privind alte acțiuni care au mai fost organizate, pot spune că în anul 2020
Am continuat tradiția bună încetățenită de a ne sărbători cuplurile care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, respectiv pe cei 408 membri, 204 cupluri, pentru care s-a alocat suma de 40.800 de lei. Dacă mai adăugăm la aceste activități și pe cei doi membri sărbătoriți la împlinirea 100 de ani de viață, avem imaginea clară a ce a întreprins asociația în anul pandemiei a coronavirusului care ne-a lovit și pe noi. Despre excursii pot să spun că a devenit o tradiție a activității asociației noastre. Organizarea de excursii în anul 2020 nu s-a mai bucurat de aprecieri în sensul că datorită pandemiei care a cuprins întreg mapamundul, am fost obligați să punem frână activității turistice. În anul 2020 au reușit cu toate restricțiile impuse să organizeze excursii de 3 zile pentru pensionari cu drepturi depline, sucursalele Dumbrăvești, Vâlcănești și Vărbilău, toate la Sulina și sucursala Cerașul pe Transalpina, cu un total de 174 membri excursioniști, alocația noastră situându-se la 13.846 lei, iar a excursioniștilor la 68.200 de lei. Se mai programaseră și alte excursii în Israel, Paralia Caterinei, în Grecia și în alte zone ale României, dar tot datorită pandemiei acestea nu s-au mai putut desfășura. Sperăm că vom relua tradiția încetățenită în anii anteriori și din nou ne propunem să organizăm excursii pentru membrii noștri în aceste zone mirifice, agreate de acestea, dacă și situația actuală ne va permite. Despre activitatea asociației noastre în anul 2020, cam atât. În anul 2021 ne-am început activitatea în condiții, aș putea spune, la ora actuală, mulțumitoare, în sensul că oamenii au început și au încredere în asociația noastră și vin foarte mulți din membrii noștri să-și facă împrumuturi și chiar împrumuturi de 20-25 de mii de lei. Aștept alte întrebări, propuneri din partea dumneavoastră. Domnule președinte, eu aș dori să vă spun că puteți să faceți încheierea, adică mesajul de încheiere, ca să pot să fac urma montajul. Aș vrea să se înțeleagă că la Vălenii de Munte, asociația noastră, într-adevăr, vine în sprijinul membrilor săi, nu numai cu cele ce am spus noi aici. Noi suntem în faza de a organiza și alte acțiuni, care acțiuni vor fi evidențiate în perioada următoare. Eu sunt mândru că avem o asemenea asociație, sunt mândru că facem parte din Federația Națională Omenie a Carpurilor și nu ne rămâne decât să urăm conducerii federației, domnului președinte, multă sănătate, fericire și tot ceea ce se consideră a fi bun la ora actuală. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la acest video interviu și vă doresc multă sănătate și succes în activitatea dumneavoastră.